Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Așa cum ați văzut din titlu, astăzi avem un clip puțin mai special. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ce are legătură cu Oscarurile? Vedem imediat. Am făcut o mică comandă de pe site-ul makeup.ro de două parfumuri, pentru ea și pentru el, foarte deosebite. Și vom începe cu cel pentru el. Parfumurile sunt de la firma Chic & Glam, Lux Edition, So Gold, For Her și For Him. Și cum am spus, începem cu primul, So Gold For Men. Acesta arată foarte bine cutia, totul este în relief, este o apă de toaletă la 100 de mililitri și haideți să vedem cum arată parfumul. Parfumul arată așa. Deci, de aici, legătura cu Oscarul. Așa arată parfumul. Arată foarte bine sticluța. Și se deschide așa. Bun, haideți să vorbim puțin despre acest parfum. A fost creat în 2020 și are ca note grafit, mentă, patchouli, portocală roșie, trandafir și piele. Este un parfum perfect pentru vremea caldă, un parfum bărbătesc, foarte, foarte plăcut, deosebit față de altele. Chiar este ceva deosebit, acea piele cu puțin trandafir, se simte menta la început împreună cu grafitul și apoi se așează foarte frumos cu acea piele, dar o piele plăcută, o piele suportabilă pe vremea caldă. Este un parfum extraordinar de frumos, cu o persistență în jur de 5-6 ore. Chiar ne-am minunat eu și Cătălin când l-am încercat. A rămas acolo pe piele, bineînțeles, în primele 2-3 ore este mai puternic, are un siaj puternic, dar apoi se apropie mai de piele, dar rămâne acolo. Mi-a plăcut foarte mult acest parfum, sper să-l mai găsiți pe makeup.ro. Eu l-am găsit la prețul de 50 și ceva de lei până în 55 de lei, era și la o reducere. Îmi place și cutia, cutia este foarte calitativă, iar parfumul este creat în Franța, scrie aici, Made in France, și are 100 de mililitri și este o apă de toaletă rezistentă, cu siaj, perfectă pentru a fi făcută cadou. O să o lăsăm aici. Bun. Acum trecem la parfumul de la Chic & Glam, Lux Edition So Gold for Woman, care este o apă de parfum la 100 de mililitri și pentru prima oară cutia este mai mare decât cutia celui bărbătesc. De obicei cutiile parfumurilor bărbătești sunt mai mari decât cele pentru doamne, dar acesta este mai mare și parfumul arată așa. Așa arată parfumul. Și haideți să-l scoatem de aici. La fel, cutia este foarte calitativă, acestea sunt ieșite în evidență, parfumul este creat tot în Franța, are 100 de mililitri, dar este apă de parfum față de apa de toaletă pentru bărbați. Este mai greu de aici și așa arată parfumul. Îmi place foarte mult. Începând cu această statuie, care este foarte bine realizată, nu este așa de chicioasă, ba din contră este foarte finuță. La această sticlă care este foarte grea, sticlă de sticlă, da? În acest degrade de negru cu un pic de maro, arată foarte bine. Este o adevărată armă albă pentru că este foarte grea. Îmi place extraordinar de mult designul, plus și cutiuța, dar ce îmi place cel mai mult? Îmi place parfumul. Așa se scoate capacul. O mică bijuterie. Așa se scoate capacul și haideți să vorbim puțin despre parfum. Parfumul a fost creat în 2020. Deci pot spune că este un parfum destul de nou apărut și are ca note
portocală și note verzi în vârf, la mijloc iasomie și tuberoză și la bază cedru și mosc. Cum este acest parfum? Este un parfum cu tuberoză. Tuturor trebuie, celor, mai ales celor care îl vor cumpăra, trebuie să știe că trebuie să le placă tuberoza. E o tuberoză puternică și frumoasă. În același timp, eu, pe lângă iasomie și tuberoză, da, iasomia se simte în planul 2, eu simt miere. Mierea nu este pusă aici, dar la un moment dat, când se așează parfumul, simt acel miros de miere atunci când deschidem borcanul de miere și ne izbește acel miros de miere. O miere de calitativă, o miere proaspătă. Notele verzi dau un spirit de fresh acestui parfum. Este un parfum perfect pentru vară, pentru aceste temperaturi foarte mari, dar îl văd purtat și primăvara, atunci când începe să se încălzească. Deci îl văd purtat în perioadele de tranziție dintre perioada rece spre caldă sau caldă spre rece și vara. Este un parfum extraordinar de frumos. Un parfum foarte bine blenduit. Și ce mai trebuie notat este faptul că are o persistență de peste 6 ore. 6-7 ore. În primele 3-4 ore, parfumul se simte destul de puternic în jur, are un siaj bun. Bineînțeles, apoi se retrage și îl simțiți voi la nivelul pielii sau al hainelor. M-a dat pe spate acest parfum. Chiar dacă pare puțin chicios, este un parfum foarte, foarte frumos. Tot de pe Makeup l-am cumpărat și a costat în jur de 70 de lei. Pentru 70 de lei merită cumpărat, deci chiar merită cumpărat, merită făcut cadou, este un parfum cu care nu dai greș, este un parfum feminin, este un parfum fin, miroase foarte bine, dar trebuie să vă placă tuberoza, este destul de puternică. Portocala și împreună cu notele verzi, cum am mai spus și înainte, îi dă acel iz de fresh, deci nu este dulce, nu este izbitor de dulce astfel încât să te dea pe spate, nu. Dă acea suportabilitate a parfumului în vremea caldă și, vă spun, îmi place foarte mult. L-am purtat la servici, dar l-am purtat și în casă pentru că vreau să îl simt. Mie îmi place foarte mult tuberoza, atât ca floare cât și în parfumuri și îmi pare foarte bine că mi l-am cumpărat. Chiar arată bine această sticluță. Haideți să vi le prezint pe amândouă, una lângă alta. Și acestea sunt cele două parfumuri de la Chic & Glam Luxe Edition So Gold For Him and For Woman, care arată extraordinar de bine și sunt destul de grele. Dacă doriți să faceți cuiva un cadou, vi le recomand din suflet, pentru că sunt niște parfumuri foarte bune. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Sper că v-am atras atenția cu aceste două parfumuri mai deosebite. Vă pup și ne vedem data viitoare! Pa, pa!